Ni se alătură prefectul de Dolj, domnul Dan Narcis Purcărescu. Bună dimineața, domnule prefect! Bună dimineața! Cum stau lucrurile la dumneavoastră acolo în Dolj? Cetățeanul italian a aterizat la Craiova, de acolo a închiriat o mașină și a plecat înspre socrii săi din județul Gorj, deci a intrat în contact și cu persoane de la dumneavoastră din județ. Ce dată Absolut. Aveți? Noi de ieri am instituit o celulă de criză, deja am identificat cei doi salariați care au intrat în contact direct cu cetățeanul italian, salariații de la firma de la care a închiriat mașina. La ora la care vorbim, cei doi salariați sunt deja în carantină și acum suntem în curs de identificare a pasagerilor din vecinătatea cetățeanului italian, pasagerii din avion. E vorba de 22 de pasageri la venire, 22 de pasageri la întoarcere, plus identificarea personalului de servent al avionului. Pe măsură ce îi identificăm, îi invităm să vină la DSP pentru analize. Ne vorbeați despre probele care s-au prelevat. Aflam de la secretarul de stat Nelu Tătaru că ar fi 32 de probe din Dolj, de la dumneavoastră din Dolj. Au plecat probe spre Institutul din Capitală pentru a vedea dacă se confirmă coronavirus? Deja au plecat probele de la cei doi salariați, de la firma de închiriere auto. Probele au fost prelevate azi dimineață la ora 8:30. Bun. De la firma de închiriere mașinii a intrat în contact cetățeanul cu două persoane, atât. Doar cu cele două persoane, da. Și în Craiova n-a mai oprit prin altă parte, adică doar a mers la firma de închiriere auto și apoi a plecat spre Gorj. Nu aș putea să zic treaba asta, însă noi am și vizionat imaginile de la supravegherea video de la aeroport. Cetățeanul, după ce a terminat formalitățile vamale, a ieșit din aeroport, a preluat mașina, s-a urcat la volan, deci mașina a fost închiriată fără șofer. S-a urcat la volan, a plecat la rudele lui în Gorj. La întoarcere a venit aproximativ cu o oră înainte de plecarea aeronavei. A predat mașina și s-a urcat în avion. Cum e starea acolo? Ce le transmiteți oamenilor din Dolj, domnule prefect? Eu permanent le-am transmis să stea liniștiți, pentru că nu e cazul. Nu e cazul să ne alarmăm. Cu cât ne alarmăm mai mult, cu atât nu e bine. Încă intervine panica, intervine senzația de teamă, dar nimeni nu trebuie să intre în panică. Avem situația, eu zic că este sub control în momentul acesta. N-avem de ce să ne temem. Ne spunea Nelu Tătaru, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, că au fost identificate persoanele, personalul, pasagerii din cele două aeronave cu care a zburat cetățeanul italian. Am primit și eu confirmarea aici la nivel de județ că au fost identificate persoanele și deja s-a început apelarea telefonică a fiecăruia în parte. Sunt persoane izolate, în afară de cele două persoane de la firma de închiriere auto. Acestea două sunt izolate la domiciliu. Nu. Cele două de la firma de închiriere auto sunt deja în carantină. Bun. Nu sunt izolate la domiciliu. Prezintă ceva simptome? Nu. Nu. Și din pasagerii din aeronave, aveți date că aceștia vor fi izolați la domiciliu sau vor intra în carantină? Teoretic ar trebui să intre în carantină, pentru că au intrat în contact direct cu cetățeanul italian. Dar vedem. Există și posibilitatea, vă rog. Da. Vreau să zic că DSP-ul este cel care hotărăște modalitatea de izolare sau de carantinare. Mă gândesc dacă există posibilitatea ca cetățeanul italian să fie oprit și prin altă parte acolo la dumneavoastră în Dolj, înainte de a ajunge la
la rude, la familie, la o cafenea sau la o benzinărie? Noi prin organele abilitate am încercat așa să creionăm traseul respectivului și până în momentul de față n-avem rezultate că s-ar fi oprit pe traseu.